Salut, bună, bună ziua, bună seara, numele meu este Rob Thomas, sunt astrolog și artist muzical și în cadrul acestui videoclip vin la pachet cu solstițiul de vară și luna plină în Capricorn. Prima lună plină în Capricorn, pentru că vom avea o a doua lună plină în Capricorn în iulie, un fenomen cu o importanță extrem de semnificativă și care implicit vine să marcheze anumite dizolvări la nivel mondial, dar despre care vom vorbi imediat. M-am decis să adaug la pachet atât videoclipul solstițiului de vară, cât și videoclipul lunii pline în Capricorn, al primei luni pline în Capricorn, pentru că vom vedea că în următoarea lună plină în Capricorn, automat că vor fi alte aspecte care ne vor conduce pe alte înțelesuri, dar să le luăm pe rând. Și în primul rând să ne ducem către solstițiul de vară. Solstițiul de vară este reprezentat de momentul în care soarele intră în zodia rac. În momentul în care soarele intră în zodiile cardinale, berbec, rac, balanță, capricorn, avem solstiții sau echinocții. În momentul în care intră în berbec, avem echinocțiul de primăvară, ce e vis-a-vis de berbec este balanța, deci echinocțiul de toamnă. În momentul în care soarele intră în rac, avem solstițiul de vară, când intră vis-a-vis în capricorn, ce avem solstițiul de iarnă. Este foarte simplu. Ce înseamnă solstițiul este momentul în care soarele se află la cea mai mare distanță față de pământ și implicit marchează cea mai lungă zi sau cea mai lungă noapte. Cea mai lungă zi atunci în zona de 20-21 iunie, dar evident că se mai schimbă data, adică, mă rog, între acestea două oscilează, și momentul de 21-22 decembrie, când soarele intră în zodia Capricornului și atunci se marchează cea mai lungă noapte din an și avem solstițiul de iarnă. E bine, aceasta este logica. Și, practic, trebuie să ne gândim foarte mult la arhetipul semnului zodiacal care marchează solstițiul sau echinocțiul, dar acum vorbim doar despre solstițiu. Și pentru că vorbim despre rac, automat că racul este prima zodie de apă care marchează, practic, oricum, cadranul zodiacal. Pentru că începem cu foc, mergem cu pământ la taur, cu aer la gemeni și după aia racul. Și după aia iarăși foc, pământ, aer, apă, etc. Și, practic, acest semn de apă vine cumva să ne arate faptul că noi trebuie să încolțim pe perioada verii. Indiferent că mai muncim, că mergem la muncă, că ne mai dăm capul de toți pereții, că ne enervează nu știu cine la muncă, că intervin task-uri stresante, că e cald afară și noi muncim, că nu ne convine anumite aspecte sau așa mai departe, ei bine, toate aceste direcționări vin cumva să ne afecteze planul emoțional. De ce? Pentru că dacă noi suntem în opoziție cu faptul că prietenii noștri sunt la mare în vacanță și noi muncim că n-am putut să ne luăm liber, evident, începe perturbarea emoțională. Dar acolo de ce s-a putut face așa? Dar ei de ce au putut să meargă? Dar eu de ce trebuie să muncesc? Etc. Și automat devenim pasivi-agresivi și asta se arată în primul rând ca necesitate de înțelegere a sezonului racului, această pasivă-agresivitate raportată oricum la niște frustrări care vin în momentul în care nouă nu ne convine ceva din fața noastră. Sau pur și simplu anumite persoane nu se conformează așteptărilor noastre. Sau pur și simplu considerăm că ceilalți au greșit și noi nu. Și practic, acest sezon al racului și acest solstițiu vine să ne facă să înțelegem că noi, dacă reușim să ne încărcăm bateriile pe perioada verii, avem capacitatea necesară ca după să știm cu adevărat ce să descărcăm. Adică ce să descărcăm la echinocțiul de toamnă, când soarele intră în balanță, și ce să descărcăm la solstițiul de iarnă și mai mult, astfel încât să ne pregătim pentru un nou ciclu când soarele intră în berbec. Adică, în momentul în care vom ajunge în toamnă și în iarnă și practic noi vom fi înțeles, de fapt, lucrurile prin care Universul a vrut să ne treacă pe perioada verii și implicit pe perioada primăverii, pentru că este primăvară-vară, adică înflorire-răsărire, toamnă-iarnă, apunere-înghețare. E cel mai simplu. Adică, practic, noi să înflorim cu bucuria unui nou ciclu prin semnul berbecului la echinocțiul de primăvară, după să răsărim și să ne simțim așa vibe-y, flower power, mă rog, cât se poate, evident că nu ne permite energiile constante așa să fim, dar pe perioada verii cumva să asimilăm această energie chi, această vitamina D a soarelui și implicit când este sezonul racului, ne bucurăm neapărat de ceva cu apă, când este sezonul leului, ne bucurăm neapărat de chestii frumoase, de cadouri oferite propriei persoane sau așa, când este sezonul fecioarei, să ne bucurăm de anumite escapade de-astea bazate pe natură, pe conectare cu pământul, pe relaxare sau pe muncă pentru corpul nostru, pe toate lucruri sau pe anumite direcționări noi ale
ale muncii și ale eficienței noastre în propria viață. Urmând ca după, când intervine balanța scorpionul săgetătorul, automat că de pe acolo începem ușor-ușor să descărcăm, începem ușor-ușor să vedem că anumite lucruri încep să iau o anume întorsătură diferită, ne frustrăm, etc. Și noi dacă pe solstițiu ne facem treaba bine, automat că pe următorul prag din acesta energetic vom reuși cu adevărat să înțelegem ceea ce trebuie eliminat fără să ne mai frustrăm și fără să mai lăsăm universul cumva să ne ia pe repede înainte. Adică de fapt aceasta este logica. Și implicit ne uităm în această hartă cum soarele este la gradul 0000 în semnul racului, solstițiul de vară fiind la 23:51, deci fix puțin înainte de data de 21 iunie. Și ne uităm în primul rând la soare, pentru că el marchează această tranziție, și implicit la guvernatorul semnului în care solstițiul sau echinocțiul se realizează. Vorbind despre solstițiu, automat ne uităm la lună. Și vedem cum soarele, în primul rând, este în sextil cu punctul norocului, în fecioară. Chestia asta este un marcaj cumva fictiv imaginar. Voi trebuie doar să știți faptul că, raportat la calculele dintre ascendent și soare și lună din momentul solstițiului, punctul norocului a intrat în fecioară. Deci, în primul rând, fecioarele, aveți o capacitate foarte puternică de a vă evidenția cu niște lucruri pe parcursul acestei veri. Și mai mult decât atât, orice persoană care are o anume îndeletnicire, un anume talent și implicit se luptă cu tot felul de frustrări bazate pe faptul că nu sunt suficient de bun, nu pot, nu vreau, nu am chef, nu sunt apreciat, nu sunt validat, nu sunt așa, să știți că puteți avea un noroc foarte puternic pe parcursul acestei veri, mai ales dacă vă veți lăsa mentalul maleabil și extras din acea rigiditate bazată pe autosabotaj. Pentru că voi veți avea atât fecioarele cât, mă rog, toată lumea, un mercur retrograd în fecioară, în august, care va intra și în leu, dar el începe din fecioară, deci automat că oricum mentalul se va transformat din nou și implicit anumite piulițe bazate pe lipsă de stimă de sine, pe lipsă de curaj, pe lipsă de încredere în propriile forțe, care implicit ne conferă o lipsă de funcționalitate, toate aceste lucruri odată ce ne permitem cumva să fim modificați, ca să spun așa, ne va aduce plusuri și beneficii. Deci în primul rând că avem soarele în sextil cu punctul norocului, deci autenticitatea este la cote maxime și va fi răsplătită. Ce este fake va fi dat de pământ. Asta unul la mână. Doi la mână. Mai avem un aspect de semisextil între asteroidul Flamei Interioare și a Purității Sufletești și Soare. Astfel că semisextilul este un aspect mercurian care vine cumva într-o completare, adică ne arată clar că noi dacă ne vom urma iubirea, calea și pasiunea pentru anumite lucruri, mai ales dacă noi am tot evitat să inițiem anumite chestii sau pur și simplu am avut vreo teamă de eșec sau vreo teamă că nu putem să ducem toate lucrurile astea până la bun sfârșit și pur și simplu vom alege că hai frate, o ce o fi o fi, să ne urmăm calea inimii, totul va fi foarte bine. Adică în momentul în care avem ingresul unei planete într-o zodie cardinală, păi noi în funcție de acea poziționare a semnului din hartă, noi automat trebuie să știm că trebuie să începem să învârtim niște piulițe. Piulițele sunt de natură, într-adevăr, emoțională, a bazei, a siguranței, a încrederii în lucrurile care ne înconjoară. Este bazat pe partea asta de chakra inimii și pe partea asta de chakra rădăcină, pentru că este cumva siguranța inimii cu siguranța casei, cu siguranța locului în care suntem, cu siguranța rădăcinilor. Deci este foarte important ca pe parcursul acestei veri să ne dăm seama că avem foarte multă susținere în a ne găsi siguranța, în autenticitate și implicit în a ne manifesta aturile și capacitățile fizice și psihice, mai ales dacă vin să survină sau să... nu neapărat să survină, să... dacă vin să ne ajute și să ne facă munca noastră mai facilă, ca să spun așa, sunt toate super, super susținute. Este foarte important de ținut minte acest lucru și este foarte important să vedem cum între Jupiter din Gemeni și asteroidul Vesta din Leu se face o relație de sextil și după acest sextil cade în aspect de ochi. Adică aici se face ca un fel de triunghi. Adică vedem cum dacă, de exemplu, unim acest Jupiter de aici, îl trasăm până aici, este o latură, da? Urmând ca după, această latură care reprezintă baza triunghiului să fie unită cu Soarele din Rac
și soarele din rac cu acest Vesta. Acest ochi arată de fapt faptul că vizorul principal este aici. Deci vizorul principal poate să reprezinte, unul la mână, felul în care voi vă petreceți ultimele 10 zile din iunie și doi la mână, felul în care încercați să vă lăsați în siguranță emoțională și implicit să vă depărtați de toate lucrurile care vă pot perturba la nivel emoțional, mai ales dacă voi vă tot întoarceți la lucrurile alea pentru că o să credeți că e mai ok și așa mai departe. Există foarte multă șansă de schimbare, dar ca să te schimbi sau ca să existe o capacitate de a resuscita un lucru din ceva super, super doborât în ceva blană, trebuie să există o anume voință și o anume putere acolo. Și sunt convins că pe alocuri există, dar în același timp sunt și mai convins că există o și mai mare posibilitate ca noi să ne întoarcem din anumite dependențe, din anumite griji, din anumite doruri în niște direcții în care noi am fost perturbați emoțional, pentru că sufletul nostru nu prea știe ce e aia pace, nu prea știe ce e aia liniște și implicit dacă este prea multă liniște, noi căutăm ceva să fie cât mai penal sau să ne perturbe cât mai mult. Ei bine, aceste lucruri trebuie cumva să fie anihilate, pentru că până la urmă se vor resimți în planul iubirii pe tot parcursul anului, nu doar cu solstițiul. Și este foarte important să înțelegeți faptul că această vară este marcată îndeosebi de felul în care noi ne direcționăm tiparele relaționale din trecut, felul în care noi ne actualizăm mintea la toate greșelile pe care le-am făcut și implicit să le conștientizăm și să mergem naiba mai departe și să nu le mai facem iar și să ne refacem absolut toate aturile pe care poate le-am pierdut și care pur și simplu ne conferau siguranță emoțională. Ca să fiu mai exact, aici mă refer la faptul că între nodurile lunare și Mercur există o quadratură. Quadratura fiind reprezentată exclusiv de faptul că avem nevoie să devenim mult mai siguri pe noi și implicit această lună plină în Capricorn ne arată clar că faptul că va trebui să vină o decizie. O decizie de care s-ar putea să nu fim 100% siguri pentru că până la urmă avem și un Neptun în grad analitic în pești. Și totul este o confuzie, totul este o ceață, totul este o negură, nu înțelegem absolut nimic. Și Neptun mai este și în opoziție cu Lilith. Astfel că există posibilitatea ca, după multe neajunsuri bazate pe planul nostru rațional și fizic, să fugim în atașamente, în dependențe, în tot felul de consumuri, în toate chestiile care sunt cele mai puțin ok. Ca să spun așa. Doar că noi, dacă este să ne uităm la această opoziție, noi suntem super susținuți de Uranus în Taur, care ne spune că dacă noi avem capacitatea de a ne împinge în față, să ne împământenim noi direcții pe baza cărora să ne construim stabilitatea și curățenia, vom fi străfulgerați cu anumite oportunități care pur și simplu să ne arate că, băi, bravo, felicitări. Hai că de când te așteptam? De 7 ani să faci chestia asta. De 7 ani, că Uranus e pe acolo din 2018, dar se fac 7 ani în 2025. Deci, practic, Uranus de aici vine să susțină foarte, foarte mult acest aspect, pentru că dacă este să ne uităm la opoziția dintre Neptun și Lilith, care arată foarte multă dizolvare și implicit o creștere a numărului de viroze sau numărului de îmbolnăviri la nivel mondial, din păcate, ei bine, aici se face un aspect foarte benefic care îl reprezintă pe Uranus fix ca punte principală de susținerea noastră. Adică partea aceasta de evadare în natură, partea aceasta de recalibrare a întregii vieți, astfel încât chiar și pe parte corporală, pentru că Taurul reprezintă și corpul, să nu ne mai angrenăm să mâncăm de 780 de ori la fast food pe săptămână, să bem numai sucuri acidulate, să uităm că există și apa pentru că nouă ne place, nu știu, orice alt suc de culoare portocalie, maro, verde, albastră și așa mai departe, și implicit să ne reconstruim poziționarea noastră față de propriul templu, acel templu fiind corpul. Este foarte important corpul în această vară. Și veți vedea, pentru că pot exista foarte multe fluctuații în plan alimentar și foarte multe situații care să vină să dezechilibreze sistemele precum endocrin, limfatic și mai mult decât atât digestiv. Există foarte
multe energii care pur și simplu vin să perturbe acest lucru, mai ales dacă acest punct în fecioară, acest punct al norocului în fecioară nu este fluidizat, adică partea de stimă de sine și partea de mânie și de mâhnire și de autocritică sau critică înspre ceilalți. Pentru că, de fapt, fecioara are o strânsă legătură cu chakra manipura, adică cu partea aceasta de stomac, da? Deasupra buricului. Și implicit, asta are o strânsă legătură și cu guvernatorul fecioarei, Mercur, care, prin prisma anumitor turbulențe mentale de tip nervos, automat că virgulă creează tot felul de indigestii, tulburări gastrointestinale, enterocolite și așa mai departe. Vedeți ce mâncați și implicit să fiți conștienți de faptul că există și anumite șanse pe parcursul acestei veri ca anumite absorpții respiratorii din sfera aerului să ne pice din ce în ce mai greu. Aia, până la urmă, acum n-avem ce să facem, că trebuie să mai respirăm și noi, evident, adică nu stăm acum să ne îngrijorăm pe această temă, doar că vedeți și cu partea aceasta respiratorie, pentru că poate să fie destul de accentuat. Mai mult decât atât, să ne uităm la guvernatorul semnului Irac. Guvernatorul semnului Irac este Luna. În această hartă, Luna este în Săgetător, în cuadratură cu Saturn. Ce ne arată asta? Există posibilitatea că pe parcursul acestei veri, adică sau pe parcursul sezonului care se întinde până la echinocțiul de toamnă, adică până în zona de 20-21 septembrie, să existe anumite limitări sau restricții în călătorie, sau să existe anumite probleme cu comerțul, sau să existe anumite probleme cu toate transporturile, poate de tip naval, să existe anumite... Avem și un semn de foc, să existe anumite explozii în sfera aceasta. Să existe tot felul de redirecționări ale unor legi care păreau că sunt bine fixate și să se remodeleze astfel încât fiecare să-și urmeze propriile, propriile interese. Pentru că multe lucruri încă se fac în umbră, să știți, și totul va ieși la suprafață, mai ales din 2025, când Saturn va păși pentru prima dată în berbec, el după să mai întoarce în pești oricum și va intra cu tot în berbec 2026, dar Neptun va face cam același lucru. Deci o primă lumină și un prim vol de pe ochi cu adevărat se va lua în 2025. Până atunci foarte multe lucruri se fac în backstage. Deci este foarte importantă partea aceasta de ridicare vibrațională și implicit de contracararea tuturor informațiilor de tip fals sau de tip fake news sau de tip perturbator mental pe care media, presa sau mass media le pot trimite către populație. Pentru că avem și un Jupiter în Gemeni foarte, foarte puternic care, deși are o capacitate mare pe care să ne împingă, să cunoaștem, să călătorim, să etc., că ați tot auzit chestia asta peste tot, să nu uităm că este în exil, deci poate să devină soia pe ulei, adică poate să nu mai înțeleagă mare lucru și implicit să împuște cu un sistem informațional atât de afectat, încât noi efectiv să nu mai știm ce credem. Deci este foarte importantă sfera aceasta de credință și implicit să ne rupem de lucrurile în care tot am zis că o să credem pentru că sunt bune și Universul ne-a arătat că e din ce în ce mai rău. Adică Luna în cuadratură cu Saturn, mai ales în sfera aceasta de mundan, de mondial, de tranziție energetică, ne arată clar că multe dintre principiile noastre și dintre direcțiile noastre de viață vor fi blocate. Sau cel puțin s-ar putea, dacă avem anumite scopuri sau țeluri, să trebuiască să tragem un pic mai mult pentru ele. De ce? Pentru că virgulă cu Saturnul te joci este ca și cum batem într-un zid, dar după zid nu-i nimic, ca și zidul ești cu ciment. Dar odată ce noi ne-am tot uitat la zidul ăla și am înțeles, băi, ce trebuie să fac, unde trebuie să mă urc, ce trebuie să-l dărâm sau așa, ca să pot să trec mai departe, după, o să ne dăm seama că am învățat niște chestii pe care fără acel zid nu am fi reușit să le învățăm și pentru care vom rămâne constant recunoscători. Aici a fost o anume paranteză. Ce vreau să spun este că sfera politică este foarte, foarte impactantă și implicit că este ultra mega posibil să aflăm de tot felul de lucruri din acestea bazate pe armată, pe transporturi, pe lucruri ascunse prin ape, pe lucruri ascunse prin tot felul de bărci, de avioane, etc., care pur și simplu să iasă la suprafață prin, ori prin blocaje, ori prin căzături, ori pur și simplu prin eliberări de secrete, pur și simplu.
Mai mult decât atât, ne-am intrat în acest sezon cu Marte în Taur. Ei bine, să știți că lucrurile pe parcursul acestei veri se pot construi ușor, ușor. Însă este foarte important ca să știți că nu aveți voie să faceți chestii pe moca. Deci lăsați pro bono și alte de-astea, că până la urmă această continuitate cu pro bono și cu toate lucrurile de genul acesta vin doar să îi facă pe oameni să conștientizeze faptul că las că merge cu ăsta, las că merge cu aia, da, ce, dau eu să dau milioane când am aici moca. Și mai mult decât atât, asta va scădea și intensitatea reușitei și a nivelului de reușită al proiectelor noastre. De ce? Pentru că noi nu ni le respectăm. Atât timp cât noi nu le valorizăm propriile proiecte, astfel încât să cerem și să nu ne fie frică de a cere, astfel încât energia noastră să fie total satisfăcută, pentru că până la urmă orice tip de muncă este o muncă, alții nu muncesc deloc și alții muncesc și tot cei care muncesc cer pe gratis sau mai sunt anumite chestii prin care, de exemplu, nu știu, anumite servicii sunt prea scumpe sau așa. Ei bine, unde este prea scump sau așa, universul va da de înțeles acelor persoane că nu este ok sau că este un preț fake sau că nu este necesar să-ți ceară atâta sau că serviciile respective nu au valoarea acelui preț. Dar acolo haideți să lăsăm justiția divină să-și facă treaba. Ideea este că justiția divină este super mega activată și implicit forța aceasta de manifestare. Deci va fi o rapiditate mentală foarte, foarte puternică. Aveți grijă ce gândiți, că poate se manifeste foarte ușor și ce e bun și ce e rău. Adică să fiți ferm conștienți de chestia asta. Și ce mai voiam să vă arăt este că luna este și în trigon cu Chiron. Mie chestia asta îmi place foarte, foarte mult, pentru că suntem super împinși ca în sfârșit să ieșim din anumite stagnări, mai ales bazate pe identitatea de sine pe care, nu știu, am considerat-o pierdută sau nu ne mai regăsim fără nu știu cine în relație sau, mamă, ce o să mai fac eu dacă o să mai am pe nu știu cine. Plecați, duceți-vă și habar n-am, aruncați-vă de pe bloc. Mă rog, evident, în sensul în care să vă adrenalinizați viața. Deci mergeți și distrați-vă și explorați și călătoriți și o să vă dați seama că s-ar putea ca multe trigăre să vi se activeze prin prisma acestor activități, doar că o să ajungeți să fiți total recunoscători, pentru că în sfârșit nu vă mai plusați existența doar pe baza cuiva, doar pe baza unor răni, doar pe baza unor traume și toată chestia asta e efectiv de traume peste tot. Și pur și simplu vă împingeți în față să mergeți să vă trăiți și voi viața cu bucurie. Și mai ales că avem și, deci avem luna în trigon cu nodul nord. Deci există foarte multe șanse ca pentru marea majoritate dintre voi, odată cu acest solstițiu de vară, să existe o regăsire a identității. E foarte mișto chestia asta, mie îmi place foarte mult și trebuie să fim cumva conștienți de ea. Trebuie să fim cumva conștienți de ea și implicit pentru că vor exista confuzii, avem aici o cuadratură în afara semnului între Soare și Neptun. Adică Neptun, dacă era la zero berbec, era cuadratură perfectă, dar o considerăm cuadratură la nivel de grad și în afara semnului. Astfel că există o anume confuzie constantă și toată lumea este învăluită într-o confuzie, evident, în afară de cei care lucrează la aceste confuzii. Dar este important să nu credeți tot ceea ce se afișează sau tot ceea ce se mănâncă și implicit să vă luați după toată această parte intuitivă de simțire, de conectare cu propriul suflet și cu propriul spirit, pentru că de fapt de acolo vin anumite lucruri care, unul la mână, unor dat, se pot manifesta și prin trigger, adică noi trebuie să știm clar când e trigger, când e intuiție. Acolo trebuie să faceți diferența și această vară ne poate ajuta foarte, foarte mult să nu mai intrăm în aceleași împotmoliri relaționale și pur și simplu să ne focusăm pe simțirea noastră și pe detectarea pattern-urilor înainte de a intra în ele. Pentru că avem și acest mercur în care un T, adică în cuadratură cu nodurile lunare, nodurile lunare fiind pe o axă relațională, mercur în rac. Adică haideți să nu ne mai împotmolim emoțional în același tipare de femei, de bărbați, de ce vreți voi, și să detectați de la început acest lucru, pentru că odată detectat pattern-ul, lucrând cu propria voastră valoare de sine și nemai lăsându-vă să fiți ațățați sau ațățate într-o direcție care să se dovedească a fi clar toxică pentru că ați mai trecut prin asta, va fi evoluție. Deci, solstițiul acesta de vară, de fapt, este încărcat energetic pe foarte multe elemente. Avem guvernatorul semnului Rac în element de foc, astfel că apa poate să fie ușor pârjolită, deci aveți grijă cum vorbiți, pentru că s-ar putea să existe o pasivă agresivitate pe parcursul acestei veri și un ego destul de ridicat care cumva să vă facă să spuneți lucruri nedorite.
avem elementul aer care să poată să vă influențeze în direcții puțin pripite și poate să nu vă lase să vedeți adevărul din prima, și aici cu atât mai mult să intervină Marte în Taur, care să vă ajute să săpați, să construiți, să vă fixați efectiv pe niște direcții clare, step by step, nu pe 500 de dată. Urmând ca după tot acest proces să vină să vă fixeze mult mai mult maturitatea emoțională și mentalul, astfel încât să ieșiți din minciună de sine, Saturn, Neptun în Pești, și după să existe, să ieșim din absolut orice tip de îngrijorare bazată pe propriul succes la nivel emoțional sau carieristic, asteroidul Ceres retrograd în Capricorn, să ne găsim funcționalitatea totală, tot acest amalgam de asteroizi feminini Juno și Lilith în Fecioară plus, Vertex plus, punctul norocului, adică automat că energia Fecioarei trebuie să fie cumva... Ia ce revelație mi-a venit, mi se pare foarte tare cum energia Fecioarei este plusată la acest solstițiu. Nu m-am uitat cum este energia Fecioarei la nivel de echinocțiu, însă să nu uităm că anul viitor intră nodul sud în Fecioară. Deci, practic, noi cumva trebuie să ne... Da, deci asta să facem. Deci, stai că am niște revelații în acestea fix în momentul în care vorbesc. Uitați-vă unde aveți Fecioara, lucrați cu punctul Fecioarei și vă veți pregăti prin luna august, care va fi un Mercur retrograd în Fecioară, dar chiar până prin septembrie, până în momentul în care Mercur va ieși cu totul din Fecioară și va intra în balanță, că până atunci se zice că este contaminat. Și practic lucrați foarte mult cu semnul Fecioarei din harta voastră natală și implicit cu poziția planetei Mercur, pentru ca nodul sud în Fecioară să vă fie mai simplu. Deci acesta este unul dintre indicii. Mi-a venit o licărire intuitivă, clar mi-a venit să vi-o spun, tocmai pentru că genul acesta de revelații s-ar putea să reprezinte cheia anumitor stări de bine interioare. Mai ales că toată energia Fecioarei se află în Trigon, atât cu Ceres cât și cu Marte în Taur și cu Uranus în Taur și cu ce vreți voi. Și Ceres este în Capricorn. Deci clar corpul și clar partea asta de împământenire și partea asta de practică și partea asta de funcționalitate în baza propriei vieți, fără să așteptăm să ne cadă oportunități din cer, pentru că oportunitățile vor cădea, pentru că până la urmă avem și această ghidare divină puternică în ceea ce privește luna în Săgetător, Saturn în Pești, adică și Neptun în Pești, chiar dacă e mai pausat el pe acolo că e la 29, dar avem multă ghidare divină, dar ghidarea asta divină așteaptă ca noi să coborâm efectiv acele daruri din cer prin muncă și prin abstinență și prin limite și prin voință. Acestea sunt cuvintele verii. Deci, limite, abstinență, voință, credință. Dacă noi mergem cu astea, vom fi top. Efectiv, top maxim. Și este super important să conștientizați faptul că pe parcursul verii, adică avem... De fapt, nu pe parcursul verii, pe parcursul următoarelor două luni, adică acum ce a mai rămas din iunie plus iulie, avem două luni pline în Capricorn. Deci reprezintă foarte multe teste de responsabilitate această vară. Va fi o vară full de decizii, va fi o vară de dizolvări a unor structuri pe care noi le consideram bine întemeiate și solide, dar care să ni se dovedească de către Domnul nostru Saturn că nu sunt chiar așa și că este nevoie să mai reconstruim ceva sau să dărâmăm ceva ca să mai construim altceva, dar implicit este o vară a maturizării. Și este o vară care, într-adevăr, să vină să ne ducă și mai accentuat înspre adevăratele povești astrologice care vor veni, din punctul meu de vedere, în finalul anului 2024 și începând cu anul 2025. Când, vor fi foarte multe aspecte și implicit vor fi foarte multe teste din acestea de ruptură și de blocaj. Ne vom simți blocați, constrânși și nu vom înțelege, pentru că o să avem și în august o cuadratură între Jupiter și Saturn. Se va mai realiza încă o dată în momentul în care Jupiter va fi retrograd în decembrie și după o să se mai realizeze încă o dată sau de două ori, dacă nu mă înșel, și în anul 2025. Deci, rupturi se fac oricum, să nu vă fie frică de ele, să nu vă fie frică să lăsați în urmă, să nu vă fie frică să vă dezbinați tiparele mentale moștenite, mai ales dacă sunt mai puțin bune, ca să nu le zic proaste, pentru că noi suntem împinși către maleabilitate mentală, dar în direcții sănătoase. Să ne umple mentalul cu tot felul de fumegării negre și nasoale de la TV, să ne înfrumusețăm mentalul
cu lucru cu sinele, cu vorbit mai mult cu sinele, e o diferență față de a vorbi singur. Adică una este să vorbești cu tine, să te sfătuiesc așa, alta este să vorbești singur, a nu se confunda. Așa. Și implicit cu o bază informațională nouă, cu experiențe bazate pe călătorii, adică vara asta vă promite decizii mai ușor de luat, atâta timp cât voi veți fi în asumare totală cu corpul vostru, cu sănătatea voastră emoțională și mentală. Dacă aceste trei lucruri vor fi menținute, să știți că deciziile vi se vor arăta mult mai ușor de luat, în sensul în care claritatea va fi puțin mai mare, pentru că vă veți conecta mai mult la voi. Adică acest Neptun în gradul 29 din semnul peștilor, cumva invită la o trezire spirituală în masă, dar în același timp și deconectează rău de tot. Pentru că avem două laturi ale ideogramei peștilor. Latura din stânga, deci unul o ia pe cărare, o altul pe o altă cărare, adică este scurs la obiect. Și practic, cu Neptun în gradul 29, nimic nu este ceea ce pare, ci noi suntem tentați să judecăm conform anumitor chestii că s-au întâmplat nu știu cum atunci, că sigur o să fie la fel, dar totul este un electroșoc anul ăsta, să știți. Anul ăsta și anul viitor. Totul este un electroșoc, totul este în continuă mișcare, totul poate fi maleabil, trebuie doar să avem forța mentală și voința necesară. Și ce vă recomand foarte mult este că să înțelegeți că în luna iulie pot exista anumite decizii importante de luat sau anumite schimbări la nivelul acesta mental, cumva. Adică să fim 100% împinși, să conștientizăm faptul că putem să avem o vară frumoasă și prin a fi responsabil cu noi, cu viața noastră, cu proiectele noastre, cu corpul nostru și cu cariera noastră. Și să știm să ne luăm pauză, pentru că vom vorbi imediat la luna plină în Capricorn și despre pauze, că sunt esențiale. Dar la nivelul solstițiului de vară, eu asta am avut să vă spun și acum o să începem cu luna plină în Capricorn, vă mai zic și acolo câteva cuvinte. Și am ajuns la luna plină în Capricorn, aceasta are loc pe 22 iunie 2024, în jurul orei 4:07, însă efectele sare se vor menține aproximativ pe întreaga parcelă a finalului de lună iunie. Practic, observăm cum această lună plină în Capricorn are gradul 1, este un grad cu energie de berbec, deci cu energie de foc. Deci decizii, clar. Deci fiecare dintre noi s-ar putea să trebuiască să ia o decizie ori la nivel carieristic, ori la nivel structural, la nivel de repoziționare, la nivel de responsabilitate sau implicit la nivel emoțional-relațional. O decizie care să vină în acord cu necesitatea integrării sufletului în propria identitate, pentru că pe alocuri noi ne-am cam pierdut bucățelele de suflet. Ori în supărări, ori în tristeți, ori când ne-am abandonat, ori când am fost abandonați, ori când etc. Și noi, prin aceste teste care ar putea să vină, bine, nu mai vreau să le numesc pe toate teste, că am nebunit cu testele, adică prin aceste direcționări de la univers care pur și simplu să ne împingă să creștem în maturitate emoțională și pur și simplu să ne dezvoltăm, practic pentru a putea să săvârșim aceste lucruri și implicit să ne apropiem și mai mult de o regăsire a identității, pentru că la un moment dat, pe parcursul acestei mișcări a lunii în semnul Capricornului, luna va face un care unte în mod direct cu axa destinului, berbec, balanță, nodul nord și nodul sud, automat că deciziile vor trebui să fie luate. Și s-ar putea, pentru simplul fapt că există o coadratură în afara semnului între luna în Capricorn și Neptun în pești la grad 29, ideea este că această quadratură ar fi putut să fie perfectată, exact cum am vorbit și la partea anterioară a solstițiului, dacă acest Neptun era în berbec. Însă, aici ni se arată clar faptul că momentan încă suntem destul de confuzi raportat la unele drumuri pe care noi trebuie să le urmăm și s-ar putea să nu fim îndeajuns de satisfăcuți cu anumite decizii, adică, nu știu, pur și sau cu anumite concluzionări sau cu anumite finaluri sau pur și simplu cu anumite rezultate. Pentru că acest Capricorn vine cu partea palpabilă, cu rezultatele, cu băi, bun, ok, eu urc, dar am rezultate până acum, adică se mai vede vârful ăla de munte pe care urc sau urc efectiv rătăcit și pare doar că mă plimb, dar nu o să ajung niciodată în vârf. Adică partea aceasta de rezultate. Și s-ar putea pe alocuri ca unii dintre noi să fim împinși la o anume direcție de a renunța. Pur și simplu să avem maturitatea aceea emoțională, prin care să reușim să ne mânuim foarte bine emoțiile și odată mânuite aceste emoții îndeajuns de bine, să reușim să ne clădim o bază emoțională solidă prin care să putem în sfârșit să spunem, bă, stop, gata. Dacă este nevoie să spunem stop, gata.
Dacă nu este nevoie, poate cu anumite lucruri bazate pe propria persoană sau bazate pe relaționalul nostru, pentru că vorbim până la urmă de un grad cu energie de berbec. Adică poate să spunem stop unor lucruri care pur și simplu ne depărtează de a ne menține într-o structură și într-o bază de maturitate și nivel emoțional super profund și ridicat. Sau poate pur și simplu ne-am ignorat anumite probleme personale în ultimul timp pentru că am fost îngropați în tot felul de task-uri la nivel de muncă. Este nevoie de o curățenie. Dar această curățenie, în primul rând, se va baza foarte, foarte, foarte mult pe această relaționare și pe relaționarea de orice fel. Pentru că, în primul rând, o să vă explic imediat, avem această lună plină în conjuncție cu asteroidul Cupido și implicit cu asteroidul Ixion. Și aceste două leere universale sunt foarte, foarte importante în discuția noastră. Nu știu dacă știți, Ixion era acel copil nebun și răzvrătit, era practic fratele nelegiuit al lui Pluto și implicit era și acesta manifestă două fețe. În primul rând, el și-a omorât socrul și a fost dat afară din rai, dar după practic Zeus i-a mai dat o a doua șansă, ca să spun așa. Dar după aceea a doua șansă, efectiv, după Ixion a încercat să-i violeze soția lui Zeus. Și după practic, adică pe Hera. Și practic acesta a fost după instantaneu împins și atașat pe o roată de foc și trimis în eternitate. Adică, practic, aici arată un sentiment profund de răzvrătire contra sistemului, de lipsă de limite, de lipsă de maturitate emoțională și de lipsă de discernământ. Ei bine, aici s-ar putea să fim testați foarte, foarte mult pe partea aceasta de discernământ, pentru că un Ixion puternic într-o hartă arată că putem să o luăm pe ulei rău de tot. Adică arată că noi vrem să fim diferiți, să fim cei mai șmecheri, să fim nu știu ce, dar putem să rănim, putem să facem oameni să sufere, sau pur și simplu putem să ne facem sufletul propriu să sufere. De ce? Pentru că, fiind și în Capricorn, automat că noi nu detectăm acele emoții la nivel ultra-mega profund și poate implicit noi respingem anumite sfaturi care ar putea să fie foarte bune sau anumite, nu știu, observații, le luăm pur și simplu ca pe o critică, nu ca pe o critică constructivă și aruncăm la gunoi și observațiile și persoanele pentru că vom considera că ele au ceva cu noi și noi ne vom răzvrăti în continuare pe drumul nostru și după s-ar putea să ne dăm seama că rămânem cam singurei. Pentru că una este să ți se facă o curățenie generală în grupuri prin prisma faptului că vibrația ta se ridică și automat și prieteniile sau grupurile în care noi obișnuiam să stăm se triază. Alta este ca vibrația ta să scadă și implicit celelalte grupuri prin energia lor mai ridicată puțin să te dea la o parte. Este foarte important de înțeles acest aspect și de înțeles în ce categorie practic ne încadrăm. Pentru că sunt două tăișuri. Și mai mult decât atât, acest asteroid Cupido, care vine cumva să accentueze partea aceasta de săgețire emoțională, adică partea aceasta de cineva se atașează super mult de noi, dar noi după dăm ghosting, sau cineva se atașează super mult de noi, vedem cumva că universul ne arată pe cineva cu care putem să construim ceva, poate pentru că avem anumite neajunsuri emoționale și care pot pur și simplu să fie împinse înspre reglare prin acea persoană și implicit să colaborăm astfel încât să fie tot ok și noi respingem că avem foarte multă muncă și după aia noi preferăm să nu avem această responsabilitate, că de fapt despre Capricorn este vorba, să avem această responsabilitate în iubirea și noi să stăm singurătate, las că mi-e mai bine așa, las că am eu mai mult timp de mine, dar de fapt evoluția principală vine prin relații. Mi-a luat ceva și mie să înțeleg acest lucru, dar mai ales pentru că eu mă bucur de o lună în Capricorn. Adică, practic, noi, cei care avem luna în Capricorn și implicit această lună plină în Capricorn, deși se vorbește de luna în Capricorn, că este foarte rigidă, că nu simte sau așa, sunt foarte multe măști sociale acolo și foarte multe măști și bariere construite pentru a putea să ne continuăm acest marș prin lume bazat pe autodisciplină, pe task-uri proprii, pe statut social și așa mai departe. Dar luna în Capricorn simte mult, adică există o anume confuzie la nivelul simțirilor și aici s-ar putea să existe și să se întipărească acest pattern și la nivel mondial sau la nivel personal, dar mondial, ca să spun așa, adică pentru toată lumea.
Și această incapacitate de a ne coborâm mult mai profund în anumite amintiri sau emoții prin prisma faptului că ori nu ni le amintim, ori sunt prea îngropate, ori pur și simplu mecanismul nostru rațional le-a respins atât de puternic încât le-a șters din memorie și ele au fost doar adâncite în subconștient. Adică sunt foarte multe direcții și aspecte pe care această lună în Capricorn, la nivel de poziție natală, le poate incorpora. Și mai ales fiind vorba de o lună plină în Capricorn, ne arată clar responsabilitatea față de emoțiile noastre, în primul rând, pe lângă statut social, chestii, etc., carieră, whatever, ce se tot aude. Pentru că noi ne aflăm în octava superioară a lunii, adică Saturn. Saturn este octava superioară a lunii, adică automat ne aflăm într-un punct principal prin care în aceste următoare două luni, atât pe ultima jumătate a lunii iunie, cât și toată luna iulie, vine cu încercări bazate pe maturitate emoțională, astfel încât dacă noi am tot stat fixiști și fixați în direcții neprielnice propriului emoțional, să dispărem naiba de acolo, ca să spun așa. Și Ixion are și o anume valență super, super pozitivă. Să mergem pe drumul nostru. Practic să nu avem frică, să găsim mult mai multă abundență prin zona asta de simplitate și dacă tot manifestăm acea răzvrătire, să o manifestăm benefic, constructiv, cu baze solide, adică să fim cumva văzuți și cunoscuți pentru iute-l pe ăsta ce diferit, că nu merge cu turma de oi, și nu cunoscuți pentru că, aolo, ce diferit e ăsta, că dăm cap la oameni. Deci la modul acela, pentru că această lună plină va scoate la suprafață foarte multe tiranii la nivel mondial, din păcate, și aceste tiranii, din păcate, vor avea un impact măreț. În primul rând, tiraniile politico-bancare, pentru că vor ieși foarte, foarte multe lucruri de sub preș la nivel instituțional. Gândiți-vă doar că acum avem luna plină în grad eteric, între 0 și 3 grade ale semnelor, în general. Și după, în iulie, avem luna plină la gradul 29. Deci, un început și un sfârșit. Și după, Pluto, în septembrie, se va întoarce în Capricorn, deci va fi iarăși în gradul 29. Deci se va dizolva absolut tot ceea ce noi consideram până acum că este viabil și statornic sau fixat la nivel politic, la nivel de instituții majore, la nivel de monede naționale, la nivel de finanțe, la nivel de bancar. Există șansa ca anumite instituții să fie pur și simplu dezgolite, există șansa de falimente, există șansa să aflăm tot felul de știri din zonele monarhice sau de tot felul de popoare din acestea foarte, foarte puternice, există șansa de a auzi în următoarele două luni decese ale unor personalități foarte impactante la nivel mondial, există șansa să auzim divorțuri și să auzim tot felul de știri șocante care să vină să păteze cumva reputația unor persoane care sunt vedete la nivel mondial sau la nivel național sau whatever, nu contează, și care pur și simplu să-și primească karma saturniană pe care o merită. Este o lună plină care va scoate cumva și partea aceasta dictatorială, adică există posibilitatea ca aceste tendințe războinice care există la nivel mondial cumva să preia o turnură și mai financiară și mai monetară, astfel încât lupta pentru putere să fie la cote destul de puternice, însă noi trebuie să ne focusăm în primul rând pe noi. Și pe lângă aceste, vedeți că există și șansa de calamități naturale, pentru că până la urmă să nu uităm că Pluto face cuadratură la tot ceea ce ține de energia Taurului și de energia Scorpionului, unde avem Haumea, și vă mai povesti eu de asteroidul Haumea, că a fost descoperit la o săptămână după ce un tsunami a doborât insulele din Hawaii. Și practic Haumea vorbește foarte mult despre regenerarea aceasta pământeană și despre noul pământ, The New Earth, ca să spun așa. Și automat că există șansa, după cum se poate observa, mai ales prin aceste țări care au un Capricorn puternic în hartă sau care implicit dispun de putere mare financiară, să existe tot felul de zguduiri, tot felul de inundații, de cutremure, de alunecări de teren, taifunuri, incendii, etc. Adică există șanse foarte, foarte puternice în acest sens. Însă se va vorbi foarte, foarte mult și despre partea aceasta tradiționalistă. Vor exista scandări care să vină să păteze anumite tipare tradiționaliste din existente încă pe planetă și va fi lupta între progresism și tradiționalism. Va fi foarte, foarte accentuat acest aspect și cumva este important să fim conștienți de faptul că tot ceea ce are impact la nivel macro, noi putem să contracarăm în micro prin lucruri cu sinele. Adică asta este efectiv, acesta este liberul arbitru pe care noi îl avem de fapt.
că nu avem noi liber arbitru, că suntem liberi de orice democrație, nu e atât de liberă, dar în fine. Și treaba este că noi putem să fim liberi, avem liber arbitru la nivel decizional. Și odată cu această lună plină în Capricorn, care mai mult decât atât face și o cuadratură, tot așa, în afara semnului, cu Lilith, există, pentru că Lilith, dacă era în balanță, era cuadratură perfectă. Dar lăsați că din 29 iunie Lilith va intra în balanță, iar toate relațiile vor fi cumva puse pe jar. Însă până atunci este pusă pe jar partea aceasta de stimă de sine și de încredere că orice decizie am lua, Dumnezeu și Universul are cumva o cale pregătită pentru noi. Dacă există această posibilitate de și nevoie și necesitate de a vă asuma responsabilitatea pentru o anume decizie, faceți-o, pentru că drumul vă va fi croit. Este important să alegeți, uitați cum arăt cu acest cursor, să alegeți și cu sufletul, să alegeți și cu partea aceasta de ghidare intuitivă, de a cere ghidaje, de a cere semne. Avem și, după cum v-am spus și în videoclipul anterior, partea aceasta de călăuză universală super accentuată prin Saturn și Neptun aici în semnul peștilor, care implicit trimit și vor trimite trigoane la absolut toate energiile care deja există în RAC în momentul lunii pline. Deci automat că vor prinde destul de mult contur la nivel emoțional. Și este foarte important să ne dăm seama că din nou mentalul va reprezenta singurul nostru dușman și automat că noi, dacă ne dăm voie să alegem chiar și o direcție care poate să, de care poate să ne îngrijorăm că va fi greșită, o să ni se arate pe parcurs că s-ar putea să fi fost cea mai bună decizie pe care noi am fi putut să o luăm. Este importantă partea asta un pic de a vedea și cealaltă jumătate plină a paharului, sau de a vedea de fapt jumătatea plină a paharului, nu știu de ce am zis cealaltă, mă rog. Și să vedem cum punctul norocului este în Săgetător și practic în momentul în care avem punctul norocului în Săgetător, care reprezintă casa a 12-a de la Capricorn, automat că punctul norocului reprezintă poate și această responsabilitate de a renunța la ceva. Să ne luăm inima în din, să spunem stop. Să ne luăm inima în din, să fim îndeajuns de maturi încât să nu mai continuăm o chestie care este rumenită, putrezită, distrusă. Și să fim, băi, gata, hai, ok, am înțeles. Mi se tot arată că o ceartă devine din ce în ce mai rea, o situație devine din ce în ce mai de rahat, cineva pare că se degradează din ce în ce mai rău. Hai să mă aleg pe mine, hai să-mi aleg propria bază și hai să aleg să continui acest urcat pe munte, dar pe o cale un pic mai ușoară, să ne mai complicăm atâta și dacă avem nevoie de ajutor să cerem ajutorul. Această lună plină în Capricorn s-ar putea să ne învețe să cerem ajutorul și implicit în general orice persoană care are valențe capricornicești în harta natală este foarte important să învețe să ceară ajutorul, pentru că nu este cu nimic mai inferior decât persoanele care îi oferă ajutorul. Este o chestie vitală de înțeles. Și implicit s-ar putea să avem în următoarea lună, pentru că vom vorbi și de următoarea lună plină în Capricorn, dar în alt video, evident, mai pe aproape pe atunci, că aceste două luni, alături de toamna acestui an, vine cu dislocarea totală a unui progres de 14-15 ani în semnul Capricornului din momentul în care acei 14-15 ani, să zic 2008, da, cam așa, 2008, de când a intrat Pluton în Capricorn, progresul pe care a început de atunci până în progresul care se va arăta în finalul anului. De ce? Pentru că practic vom avea ultima pășire a lui Pluto în Capricorn din existența noastră, urmând ca din noiembrie de pe la jumate să rămână în vărsător până în următoarea noastră viață. Eu să zic așa, depinde cum o prindem fiecare. Guvernatorul acestei luni pline, Saturn, în primul rând este în sextil cu Ceres, adică practic se văd foarte multe probleme oricum la nivel mondial în tot ceea ce ține de fermierit, de grâne, de recolte și așa mai departe. Există posibilitatea ca să existe anumite legi care cumva să vină să împingă practic acest fermierit la cote mai înalte, dar în același timp vor exista și tot felul de blocaje. Însă există potențial de reconstrucție, de fapt despre asta este vorba și implicit Saturn este în sextil și cu Uranus. Și Uranus practic este într-un trigon de orb mai extins cu Ceres, adică practic vor fi inovații destul de puternice în tot ceea ce ține de tiparul pe care noi eram obișnuiți sau pe care marile instituții erau obișnuite să îl aplice, ușor, ușor pentru a se începe acea reconstrucție terestră de care se tot vorbește. Ușor, ușor va fi pusă în picioare această chestie, o să fie total inconfortabilă pentru toată lumea la început, însă
trebuie cumva să ne adaptăm și implicit noi, în primul rând, să fim îndeajuns de maturi emoțional, încât să știm ce update-uri și ce switch-uri să facem și la ce moment. Saturn este în opoziție cu Juno, vor fi teste grave pe relații, adică, mă rog, grave. De fapt, poate, da, pentru că până la urmă o să fie foarte multe blocaje și foarte multe frustrări și foarte multe neajunsuri și implicit există posibilitatea, Juno fiind și asteroidul căsătorilor sau al relațiilor cu care noi cumva, în care noi cel puțin măcar o dată de două ori de trei ori am fost deranjat sau afectat sau și mai departe, să fie implicit testate astfel încât să vedem ce limite avem și să se vadă cât putem și cât avem capacitatea să înghițim. Și Saturn mai este și în conjuncție de orb extins cu nodul sud. Deci responsabilitatea foarte, foarte mare, în primul rând la această lună plină în Capricorn, se duce pe sfera relaționalului. A relaționalului privat, intim, dar și a relaționalului carieristic bazat pe superioritate și bazat pe orice tip de autoritate din viața noastră. Capricornul este și zodia tatălui, este foarte important să fiți conștienți de faptul că orice trigăre bazate pe o anume energie masculină puternică din viața voastră pot să iasă la suprafață. Este foarte important să fiți conștienți de faptul că există șansa ca anumite probleme bazate pe sistemul limfatic, pe un drenaj blocat al toxinelor din corp, orice tip de dureri de tălpi, de gambe, de picioare, de laba piciorului, de sistem osos, de partea lombară, de coloana cervicală, în zona aceasta de sistem osos, de schelet, de deficite de calciu, magneziu, anumite disfuncționalități în ceea ce privește părul sau creșterea părului, tot pot exista dureri de dinți și orice ține de partea aceasta de schelet și implicit dacă vor apărea dureri să vă dați seama unde trebuie să luați o pauză pentru că s-ar putea să duceți prea multe pe cârca voastră și implicit să nu fie necesar. Și momentan să știți că se iau foarte multe decizii în umbră. Încă nu se arată. De ce? Pentru că Saturn, guvernatorul acestei luni pline, face un trigon cu Pallas retrograd în Scorpion. Deci momentan se rediscută în ascuns, pe furiș, fără să se știe, anumite direcții legislative pe care poate oamenii aceștia care ne conduc le-au mai luat înainte și pe care le tot rediscută, le tot repun sau și mai departe. Ideea este că se pregătește se pregătesc cumva noi directive din toate punctele de vedere, atât poate la nivelul conducătorilor, cât și la nivelul partidelor și al direcțiilor de guvernare sau al direcțiilor de evoluție înspre care umanitatea tinde. Și această lună plină în Capricorn, în primul rând că va scoate la suprafață primele răsaduri care sunt necesare să fie cunoscute de populație și primii piloni ajunși înalți care s-ar putea să pice pe baza unor trișări sau unor lucruri care nu au fost făcute cum trebuie. În rest, știți, Jupiter în Gemeni, vedeți cu informația, este foarte important să vă dați seama ce trebuie să discerneți și că nu totul este exact așa cum se arată. Mai mult decât atât, această lună plină în Capricorn este în inconjuncție cu Jupiter în Gemeni, astfel că să nu vă lăsați influențați în acele decizii de persoane care s-ar putea să nu știe ce simți sau prin ce trece și pur și simplu să-și dea cu părerea și pur și simplu voi să știți clar care este nivelul vostru emoțional, să fiți în acord cu el în sinceritate și pur și simplu să vă asumați responsabilitatea că atât timp cât cereți ghidare divină și sunteți îndeajuns de matur încât să puneți punctul pe într-o situație, va fi bine, că despre asta este vorba. Și lăsați-vă mai maleabil, vedeți că puteți să răspundeți destul de rățoit și urât și să fie destul de multă rigiditate. Vedeți cu băncile și cu situațiile acestea care, nu știu, poate pot fi ușor dileate sau mutate din această perioadă, pentru că este destul de haos în ceea ce privește partea aceasta de eficacitate bancară și așa mai departe și sunt tot felul de fluctuații la nivel financiar. Deci mai mult, practic, focusați-vă pe lucrurile pe care voi trebuie să vă bazați în reconstrucție personală pentru a putea să aveți mult mai multă claritate asupra lucrurilor spre care nu mai trebuie să vă întoarceți niciodată și să știți nivelul muntelui la care ați ajuns prin cățărare și de acum încolo să alegeți calea mai ușoară, mai împădurită, mai frumoasă, dar măcar să știți clar că gen voi chiar ați ales ceea ce trebuia și că nu urcați un munte care să fie cu alunecări de teren și după aia să cădeți de tot. Asta ca o metaforă, despre asta este vorba.
În rest, mai avem și un asteroid de natură medicală, Hygieia, care practic este la 26 de grade berbec, deci vedeți la toată partea aceasta de asimilație a unor viroze, răceli și tot felul de lucruri de genul ăsta, care sau a unor activări la nivel de nervi, pentru că nervii în perioada aceasta pot activa foarte multe lucruri care să aibă legătură cu pielea sau cu lucruri bazate pe migrene, pe vârtejuri, amețeli, tot felul de lucruri din zona aceasta și sistemul circulator și partea aceasta de structură osoasă va fi foarte, foarte întețită de nervi și de tensiune. Deci încercați să vă eliberați pe cât se poate de mult și să știți că drenajele limfatice și orice tip de masaj care vizează coloana și tălpile vor fi de mare succes și mai ales acupunctura în această perioadă este super mișto. Eu cam atât am avut să vă spun cu această lună plină în Capricorn. Să vă fie de bine, fiți maturi, fiți responsabili, alegeți-vă pe voi și alegeți-vă drumul care să nu vă complice de 500 de ori față de cum trebuie și față de cât de ușor ar putea să vă fie și fiți răzvrătiți doar în sensul în care să creați ceva nou și nu să faceți un nou haos. Toate cele bune, numai bine!